Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele informații ale zilei. Impact între un motociclist și un automobilist pe centura orașului. Producătorii din piață goniți de la tarabe. Eveniment dedicat lui Eminescu în Parcul Alei. Mai puține alimente de la Uniunea Europeană pentru săraci. Cozile de pe podul Prieteniei vor mai persista până în august. Pe șoseaua de centură a municipiului Giurgiu a avut loc azi un eveniment rutier. Un motociclist a intrat într-un autoturism după ce se pare că nu a respectat distanța regulamentară. Numai norocul a făcut ca motociclistul să scape doar cu câteva zgârieturi. În jurul orei 13:30, poliția rutieră și ambulanța au fost solicitate pentru a interveni la un accident rutier petrecut pe șoseaua de centură a orașului. Un motociclist din Giurgiu a intrat într-un autoturism, se pare, pentru că nu a respectat distanța corespunzătoare față de mașina din față. Dumneavoastră conduceați? Da. Cum s-a întâmplat? Eu am făcut stânga, aici. M-am trezit lovit în spate. Nu știu să vă spun mai mult. Ați semnalizat, ați... Mașina semnalizează acum. Dacă mă întrebați în momentul ăla, nu știu să vă spun, am semnalizat. Eu zic că am semnalizat. Motociclistul spune altceva. Nu știu. Era rănit când ați oprit dumneavoastră? Nu, 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 nu. Și nu cred că sunt afecțiuni, pentru că s-a ridicat în picioare, dar e normal, după coliziune. Deci nu vă considerați vinovat dumneavoastră? Am sunat la 112 să vină. Asta e situația, nu știu să vă spun mai. Motociclistul care purta cască a fost proiectat pe spațiul verde de pe marginea șoselei, iar echipajul de pe ambulanță i-a acordat primele îngrijiri medicale. Chiar dacă motociclistul a suferit doar câteva zgârieturi și a refuzat să fie transportat la spital pentru investigații. N-a fost nevoie de internare? Domnul nu refuză transportul la spital. Nu are răni grave, nu? Din afirmațiile pacientului, nu a suferit un traumatism craniocerebral, și un traumatism de cot și șol. Șoferul autoturismului nu a fost nici el rănit, însă mașina pe care o conducea a fost serios avariată, la fel și motocicleta. Până azi, producătorii agricoli din Piața Centrală și-au desfășurat nestingheriți activitatea în piața volantă pentru țărani. Astăzi însă au fost informați că trebuie să-și găsească o altă piață pentru că trebuie să părăsească tarabele. De mai bine de 3 ani, micii producători agricoli din localitățile vecine cu Giurgiu nu prea au avut probleme la a-și vinde marfa afară, în piața centrală, în spațiul destinat lor, cu 6 lei pe zi taraba. Acum însă, conducerea pieței le-a adus la cunoștință că la tarabele din piața volantă nu mai pot rămâne decât cei care vând răsaduri și cei care vând produse în cantități mari. Este o decizie a ADPP-ului, adoptată după ce legea a obligat proprietarul pieței private să asigure 40% din tarabe pentru producătorii agricoli. Decizia îi nemulțumește pe producători din piață și dau vina pe primar pentru că sunt goniți de la tarabe. Ne desfințează piața țărănească. Suntem foarte supărați. Cine a venit să vă spună? Domnul Roșu. Noi vrem să susținem piața asta. Altceva nu avem ce. În privința la politică nu ne interesează. Noi dăm cu sapa. Muncim. Și asta ne interesează cel mai mult. Să ne câștigăm pâinea. Nu să ne ducă în hal acolo unde acolo nu e nicio treabă. E foarte scump. Noi nu ne permitem să plătim 4,5 milioane acolo. Și exact ce v-a spus? V-a dat ceva scris sau doar verbal? Nu, doar verbal. Și acum noi ce trebuie să facem? Unde să ne ducem? Ne ducem în fața la primărie și vindem acolo. Dar vi s-a mai spus asta până acum? Nu, până în alegeri, deci totul era ok. Cu ce vă mai ajutăm, ce mai doriți, ce vă mai trebuie și acum totul s-a schimbat. Vi s-a spus să plecați de aici? Da, mi s-a spus, dar nu știu de ce. Pentru care motiv nu cunosc. Motivul, noi suntem direct producători, trebuia să ne lase aici. Așa trebuia. Nu știu de ce să ne mutăm de aici. Nu știu cine are interes. Ăsta e un interes meschin, să ne mute de aici. Am înțeles că nu s-au scos tarabele astea primăvară, dar hai că am acceptat să venim cu mesele, acum nici cu mesele nu ne mai lasă. Nu știu de ce, care este motivul, poate aflăm și noi răspunsul. Și ce faceți? Aveți unde să vă duceți cu produsele? Suntem în domnișoară, unde ni s-a recomandat, când a venit domnul Barbu înainte de campanie, a zis că nu ne convine să mergem dincolo la domnul Pavel, că nu ne-ar fi mai bine acolo.
Vedem unde o să mergem. O să mergem la domnul Barbu acum să vedem unde o să ne duc. Promisiuni de șarte. Ne-a zis că dacă avem câteva răsaduri pe masă, că oricum avem mai multe, și avem și legume, putem să vindem. Și acum, deja astăzi, ne-a zis și ne-a spus, cine au legume, pot să caute tarabă în altă parte, că aici nu mai avem voie de răsaduri. Atâta tot. Altceva nu știm ce să vă mai spunem. A crezut cum ne dă la o parte de aici și toată lumea fuge înăuntru. Da. Unde au ei interes să ducă toată lumea. Nu eu cum să mă duc în... Eu sunt țăran. Eu le produc. Eu plătesc 4 milioane jumate pe lună și viu de două ori, că eu nu pot să le culeg într-una. Trebuie mai stau acasă, le muncesc, să le... Nu e posibil așa ceva. Cum să ne gonească de aici? La noi campania asta ține puțin. Cât avem cartofi? Cât avem? 12 ori, 15, 20? Dacă le zice, le-am scos, voi veniți 3 luni pe an. Și nu avem ce să facem. Nu putem să închiriem trind de 3 luni de zile o tarabă înăuntru. Nu avem pot, cum. Pentru că eu nu viu tot timpul. Nu venim tot timpul. De la puțin. Nu cumpăr. Și noi care avem, de exemplu, răsaduri. Da? Răsadă varză, de conopidă, de țelină, de praz, de ce dracu mai avem noi acolo. Și avem și ardei. Ce fac? Stam cu ardeiul aici și cu răsadul... Eu mai am o săptămână și se coace roșii. Ce? Unde mă duc cu răsadul și unde mă duc cu roșii? Ce le fac? Le arunc? Oamenii, mulți dintre ei, care își munce singuri pământul, spun că piața volantă reprezintă o variantă bună pentru ei, în timp ce în piața privată nu se simt avantajați, nici măcar din punct de vedere financiar. Plecați? Da. Ce vi s-a spus astăzi? Mi s-a spus să ne strângem marfa până diseară să plecăm de aici. Motivul? Motivul? Ei. Nu știu. Ei îl știu. Primarul. Ne ia la goană de aici motivul. Motivul cred că sunt mână în mână cu directorul pieții, directorul Halei, care vor să ia pe toți la goană de aici, să se ducă înăuntru, la tarabe, unde e foarte scump. Acum ne ia la goană. Eu a zis că se iau taraba asta, de aici să ne ducem. Păi unde o dumă? Nu știu. Golești terenul aici. Asta e. Cum vedea de mâine ce-mi face? Ne hăituiesc, cum hăituiesc lupii oile. Așa ne hăituiesc. Am ajuns proștilor ca să-i pricopsim pe ei înăuntru acolo. Asta e. Dar de ce nu vi s-a dat o explicație? Nu mi se dă nicio explicație. Nu vrea, interese politice. Cam toți care trec pe aici vine și cumpără de la noi, că suntem producători, ne cunosc. Așa sunt obligat să vină, să duc acolo. Ne-am dus tocmai la cimitir, la vamă. Ia uitați, cine trece pe acolo? Aici era circulație făcută, da, asta ne-a gonit, nu pentru altceva. Și a pierdut, o să pierdă primăria, noi, și câștigă privatul. În replică contactat de noi pentru un punct de vedere, primarul Nicolae Barbu a declarat că nu le-a promis nimic producătorilor în campanie electorală, ci că a purtat discuții cu producătorii din piața volantă și le-a explicat că în piața privată există spațiu special destinat producătorilor agricoli, unde beneficiază de toate condițiile, iar prețul pentru o tarabă pe zi este de 10 lei. Adevărul este undeva la mijloc, pentru că și în anii trecuți, în piața volantă, producătorii și-au vândut nestingheriți marfa, chiar dacă din când în când mai primeau câte o somație de la ADP. Pe asta s-au bazat și acum, pentru că există precedent și nu înțeleg de ce până acum s-a putut, iar de mâine sunt nevoiți să-și caute piață. La Giurgiu au avut loc azi importante manifestări artistice dedicate Zilei Culturii Naționale. S-au comemorat totodată cei 127 de ani de la ridicarea la stele a geniului care patronează cultura română. Colegii între ale versului, muzicii și simțirilor din țară și din Bulgaria s-au întâlnit ca de obicei la bustul realizat de Corneliu Medrea în Parcul Alei. La Giurgiu, astăzi 15 iunie, în Parcul Alei și la Centrul Cultural Ion Vinea, s-au organizat acțiuni cultural-artistice pentru marcarea celor 6 ani de la instituirea Zilei Culturii Naționale. În același timp, prin manifestările derulate, s-au comemorat 127 de ani de la ridicarea la stele a lui Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române, așa cum poetul a fost numit de Constantin Noica. De la 10:30, în Parcul Giurgiuvean, colegi între ale poeziei și muzicii s-au aflat în pelerinaj la bustul realizat de Corneliu Medrea și sugestia lui Tudor Vianu. Unul câte unul, participanții la manifestare au făcut ca parcul cu aromele florilor de tei să fie inundat de versul creat de poet și pentru poet, dar și de muzica inspirată de creația imneștiană. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. În
În Parcul Alei din Giurgiu s-au întâlnit reprezentanții instituțiilor de cultură din municipiu și județ, cu membrii Asociației Culturale Bucuriile Muzicii din București și artiștii corului Ecoul Dunării din Ruse, însoțit de grupul creatorilor artistici în frunte cu poeta Nadejda Radova. Și la Centrul Cultural Ion Vinea s-au pregătit, cu prilejul evenimentelor marcate la 15 iunie în Giurgiu, o expoziție de carte, un concert în care au evoluat oaspeții din capitală, o expoziție de pictură inspirată de viața și activitatea marelui poet și un colocviu cu o temă referitoare la opera eminesciană. Direcția de asistență socială Giurgiu a demarat din 14 iunie distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană. În acest an pot beneficia de alimente și persoanele care nu obțin niciun venit. La nivelul municipiului Giurgiu sunt înregistrați în evidențele Direcției de asistență socială peste 8.000 de giurgiuveni. Beneficiarii alimentelor de la Uniunea Europeană își pot ridica în sfârșit produsele după o întârziere de mai bine de jumătate de an. Acestea au ajuns la Giurgiu, iar Direcția de Asistență Socială a demarat din 14 iunie distribuirea lor către beneficiari. A început programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate din Fondul de Ajutor European conform hotărârii de guvern 627 pe 2015, deoarece știți bine că anul trecut nu au fost distribuite alimente. Începând de astăzi, 14 iunie, Direcția de Asistență Socială a început repartizarea acestor alimente dintr-o locație situată în spatele școlii numărul 10. Acolo este locația, un depozit foarte bun, care va permite distribuirea tuturor alimentelor. În acest an, de produsele alimentare de la Uniunea Europeană, poate beneficia și o altă categorie de persoane. Este vorba despre cei care nu obțin niciun venit. De asemenea, pe lângă persoanele aflate în șomaj sau cele care încasează indemnizații sociale, pot beneficia de acest ajutor și cei care au un venit de până la 450 de lei. În această categorie intră pensionarii sistemului public de pensie, a căror venituri acumulate nu depășesc 450 de lei, și beneficiarii alocațiilor de susținere a familiei. O noutate pentru acest an este repartizarea produselor alimentare și persoanelor care nu obțin venituri. Ei nu au decât, toate persoanele au datoria să se prezinte, unde am spus, la locația noastră din spatele școlii numărul 10, la depozit, cu cartea de identitate sau cu buletinul. Este singurul document care le trebuie. O altă problemă este pentru persoanele care au decedat din momentul constituirii listelor inițiale și prezent, nu mai pot beneficia de aceste produse alimentare. La nivelul municipiului Giurgiu sunt înregistrați în evidențele Direcției de Asistență Socială 8.065 de beneficiari, cu 1.000 de persoane mai mult față de cei înregistrați în 2014. Cantitatea produselor pe care o vor primi în această perioadă este înjumătățită față de cea din 2014. O cutie de ajutoare conține 1 kg de orez, 1 kg de făină, 1 kg de zahăr, 2 kg de mălai, 500 de grame de fasole, 400 de grame paste făinoase, 2 litri ulei, o conservă pate de porc, o conservă paste tomate și o conservă carne de vită. Distribuirea se face între orele 8:15-30, iar beneficiarii sunt programați pe zile în ordine alfabetică. Produsele pot fi ridicate din incinta punctului termic numărul 62 din cartierul Tineretului. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului Giurgiu-Ruse pare un obiectiv tot mai îndepărtat. Termenul de finalizare stabilit inițial a fost depășit cu mult, iar un nou termen nu este comunicat încă oficial. Traficul prin vama Giurgiu și pe podul care leagă Giurgiu de Ruse este în continuare îngreunat de lucrările de reabilitare. În perioada următoare, având în vedere că a început sezonul estival, vor apărea probleme și mai mari din cauza numărului mare de autovehicule care urmează să traverseze podul. Oficialii CNADNR spun că restricțiile de circulație vor fi menținute cel puțin până la data de 15 august.
În continuare, veștile nu sunt foarte bune pentru cei care trebuie să traverseze podul Giurgiu Ruse și nici pentru cei care vor să plece în concediu pe această rută în vara aceasta. Pentru că restricțiile de circulație sunt în continuare păstrate pe acest pod și nu se știe când vor fi ridicate. Ultima variantă pe care a anunțat-o CNADNR-ul și constructorul ar fi că restricțiile de circulație vor fi ridicate pe 15 august. Trebuie să reamintim faptul că lucrările pe acest pod au început în octombrie 2014, iar primul termen de finalizare a lucrărilor a fost în martie anul acesta. El a fost depășit deja, iar al doilea termen a fost stabilit pentru finalul lunii mai. La ora actuală încă se lucrează, circulația se desfășoară cu dificultate și, așa cum spuneam, abia pe 15 august este termenul la care este anunțată ridicarea restricțiilor de circulație, nu finalizarea lucrărilor. Șoferii vor fi nevoiți așadar să aștepte și în continuare ore în șir pentru a traversa podul Giurgiu Ruse. Dacă data de 15 august este deocamdată termenul pentru ridicarea restricțiilor de circulație, rămâne de văzut și când vor fi încheiate cu adevărat lucrările, iar traficul va reveni la normal. Tot mai mulți giurgiuveni și-au plănuit concedii în străinătate în vara aceasta, luând în calcul și eventualele probleme de sănătate ce pot apărea pe durata vacanței. Astfel, turiștii solicită de la Casa de Asigurări de Sănătate eliberarea cardului european de sănătate, cu ajutorul căruia pot beneficia gratuit de servicii medicale de urgență. Giurgiuvenii care își plănuiesc concediile în străinătate se gândesc și la cazurile în care se îmbolnăvesc sau suferă un accident în perioada în care se află în afara țării, solicitând cardul european de sănătate. Documentul se eliberează gratuit persoanelor care sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România de cel puțin 5 ani și sunt la zi cu plata contribuțiilor. În baza cardului european de sănătate, turiștii pot avea acces gratuit la serviciile medicale din sectorul public în aceleași condiții ca și cetățenii țării în care călătoresc. De la începutul anului 2016, peste 500 de giurgiuveni au solicitat documentul medical. De la începutul anului 2016, un număr de 525 de persoane, au solicitat eliberarea cardului european de sănătate. Cardul european de sănătate are o valabilitate de 6 luni de zile și este eliberat pentru persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate. În spațiul Uniunii Europene, posesorii cardului european de sănătate beneficiază de serviciile de urgență, iar pentru afecțiunile mai grave, afecțiunile cronice, sunt direcționați către România pentru a-și primi tratamentul și medicația specifică. Cardul european de sănătate se obține în baza unei cereri pe care asiguratul o depune la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. O alternativă este asigurarea privată, cu ajutorul căreia urgențele medicale se pot trata și în clinici private. Posesorul însă trebuie să aibă bani asupra lui, costurile urmând să fie decontate de asigurator abia la revenirea în țară. Lucrările la podul Prieteniei sunt în plină desfășurare, ceea ce, de cele mai multe ori, înseamnă ore de așteptare pentru șoferii care tranzitează punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Pentru a se evita aglomerările, Poliția de Frontieră le reamintește celor care intră sau ies din țară că pot consulta aplicația online de monitorizare a traficului la punctele de frontieră peste graniță. Pentru că lucrările la podul Prieteniei nu s-au finalizat, mulți dintre șoferii care intră sau ies din țară prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu sunt nevoiți să stea la cozi chiar și câteva ore. Pentru a veni în sprijinul participanților la trafic care tranzitează punctele de frontieră rutiere existente la graniță, Poliția de Frontieră a dezvoltat încă de anul trecut aplicația Trafic Online, care monitorizează traficul din aceste puncte, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din România. Aplicația poate fi accesată de pe orice calculator sau terminal mobil cu acces la internet. Punctele de trecere ale frontierei sunt marcate în funcție de trafic și timpii de așteptare în culori diferite. Verde pentru timp de așteptare până în 30 de minute, galben timp de așteptare între 30 și 60 de minute și roșu timp de așteptare peste 60 de minute. Poliția de Frontieră le recomandă șoferilor să consulte aplicația care prezintă media timpilor de așteptare la controlul de frontieră pentru autoturisme, care includ și microbuzele și autocarele, și camioane, mijloace de transport marfă cu greutate de peste 7,5 tone. Timpii de așteptare sunt actualizați în timp real, pe baza informațiilor furnizate de structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră, fapt ce ajută utilizatorul să-și reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic mai scăzute.
Anul trecut, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, s-au prezentat 2.700.000 de persoane. În ceea ce privește numărul mijloacelor de transport, s-a înregistrat un total de 1.900.000 de autovehicule. Senatorii au adoptat tacit la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de lege care modifică modalitatea de alegere a primarilor de la 1 la 2 tururi de scrutin. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Proiectul de act normativ care modifică legea privind alegerea autorităților administrației publice locale a fost adoptat tacit de senatori și prevede că pentru funcția de primar este declarat ales candidatul care a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea voturilor valabil exprimate. În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit jumătate plus 1 din totalul voturilor exprimate, se organizează un nou tur de scrutin la 2 săptămâni de la primul tur, la care participă numai primii 2 candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur, respectiv candidații aflați în situație de balotaj. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Alegerea primarului într-un singur tur reduce foarte mult caracterul reprezentativ al rezultatului electoral și scade capitalul de identificare al electoratului cu alesul. Situația este cu atât mai problematică în cazul unui nivel ridicat de absenteism, care fragilizează actul de reprezentare, se arată în expunerea de motive a proiectului. Potrivit unuia dintre inițiatorii proiectului, deputatul PMP Eugen Tomac, alegerea primarilor dintr-un singur tur recompensează partidele mari, bine implementate la nivel local și penalizează partidele mai tinere cu un scor mediu la nivel național. Proiectul merge la Camera Deputaților în calitate de for decizional. Revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi a fost solicitată în mod repetat de PNL înainte de alegerile locale din 5 iunie, neconstituționalitatea alegerilor locale într-un singur tur de scrutin fiind sesizată fără rezultat la Curtea Constituțională a României de Liberali. Funcționarii din primării și din consiliile județene se pregătesc pentru acțiuni de protest. Nemulțumiți de nivelul de salarizare și de faptul că guvernul nu le-a acceptat propunerile, sindicaliștii din administrație au anunțat că vor intra în grevă. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță grevă generală în iulie ca urmare a refuzului Guvernului României de a soluționa revendicările salariaților din primăriile și consiliile județene. Reprezentanții sindicatelor consideră că personalul care își desfășoară activitatea în consiliile județene și primăriile de pe întreg teritoriul țării a fost vădit discriminat în raport cu angajații din administrația centrală în urma adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Astfel, Federația a înaintat Ministerului Muncii notificarea privind declanșarea conflictului de muncă, în urma refuzului Guvernului României de a soluționa revendicările salariaților. Potrivit calendarului acțiunilor de protest, va fi organizată o grevă generală de 1 oră în data de 5 iulie, o grevă generală de 1 zi în data de 12 iulie și grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 19 iulie. Printre revendicările anunțate se numără acordarea normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală, acolo unde resursele bugetare permit acest lucru, acordarea voucherelor de vacanță, majorarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din administrația publică locală cu 25%. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație are la nivel național 35.000 de membri, funcționari din primării, consilii județene și instituții subordonate. De 4 ori la rând, posesor al titlului de cel mai bun portar european, câștigător al balonului de aur la campionatul mondial din 2002 și deținător a 2 trofee, fotbalistul german al anului, acestea sunt doar o parte din premiile atribuite lui Oliver Kahn, goalkeeper al naționalei Germaniei. Unul dintre marii portari ai lumii, titan german al fotbalului, Kahn s-a născut pe 15 iunie 1969. Născut la 15 iunie 1969 în Karlsruhe, Germania, Oliver Rolf Kahn este portarul component al echipei Karlsruhe SC și din 1994 al celor de la Bayern München.
echipă la care rămâne până la finele carierei în 2008. Can, o vreme și capitanul naționalei țării sale, rămâne unul dintre cei mai de succes jucători germani din ultima vreme, câștigând campionatul de 8 ori, Cupa Germaniei de 6 ori, Cupa UEFA în 1996, UEFA Champions League și Cupa Intercontinentală, ambele în 2001. Pe plan individual, Oliver a câștigat de 4 ori la rând premiul de cel mai bun portar european, Balonul de Aur la campionatul mondial din 2002 și 2 trofee fotbalistul german al anului. Titan al fotbalului german, unul dintre cei mai mari portari ai lumii din 1990 încoace, Can a fost și fotbalistul, dotat cu excepționale calități de goalkeeper. Dancing's done, don't worry 'cause the night is young. Who can hold the sunlight back? 'Cause we want this smoke gets over after glow. De la Bayern München se va fi încheiind cariera portarului german, care, luându-și rămas bun de la suporteri, a reușit să-i aducă pe unii într-o stare emotivă foarte apropiată de izbucnirea în lacrimi. La Giurgiu se instalează canicula de joi, dar mai multe informații aflați din rubrica Meteo. Vremea va continua să se încălzească, cerul va fi variabil cu norări trecătoare seara și noaptea în regiunile vestice, nord-vestice și de nord, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 26 și 32 de grade. La Giurgiu vremea va rămâne frumoasă, iar cerul va fi senin. Temperaturile vor avea valori apropiate de limitele caniculare, cu valori cuprinse între 29-30 de grade la Mihai Leș, Ghimpar și Comana și 31-32 de grade Celsius la Giurgiu, Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 22 de km pe oră din direcția sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 757 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 39%. Apele Dunării sunt în creștere cu 20-30 de cm, cota probabilă fiind 334 cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!